Vremea va fi ușor mai caldă în majoritatea regiunilor pe parcursul acestei săptămâni. Însă de vineri 20 noiembrie temperaturile vor scădea semnificativ, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Ploile vor apărea după 21 noiembrie, arată prognoza valabilă pentru intervalul 16-29 noiembrie, publicată de ANM. La munte, la altitudini mari, își fac apariția Lapovița și Ninsoarea. În capitală, vremea se va menține caldă, cerul va fi însă variabil ziua, iar seara va ploua temporar. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele vor atinge valorile de 13-14 grade, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 7 grade. Există condiții pentru formarea ceții la primele ore ale dimineții. În Banat, în primele zile ale intervalului, valorile termice se vor situa în general peste mediile multianuale, cu maxime la nivelul regiunii în jur de 12 grade și minime de 4-6 grade. După data de 20 noiembrie, media temperaturilor maxime va scădea la 6-8 grade, iar minimele vor fi ușor pozitive la început, apoi în special în a doua săptămână media va scădea la spre minus 1 grad. Vor fi ploi slabe în ziua de 17 noiembrie, iar cu o probabilitate mai mare și în intervalul 21-24 noiembrie. În Crișana, în primele zile ale intervalului, media maximelor termice se va situa în jurul la 11 grade, iar a minimelor va fi de 3 până la 6 grade, caracterizând o vreme ușor mai caldă pentru a doua decadă lunii noiembrie. După acest interval se întrevede un proces de răcire la nivelul întregii regiuni, astfel că media maximelor se va situa în general între 5 și 7 grade, iar minimele vor deveni treptat negative, cu o medie în a doua săptămână de prognoză de minus 2 grade. Se vor semnala ploi slabe în noaptea de luni spre marți, 16 spre 17 noiembrie și în ziua de marți, 17 noiembrie. Probabilitatea pentru precipitații va fi relativ ridicată și la finalul primei săptămâni și începutul celei de-a doua, perioada 21-24 noiembrie. În Transilvania, media regională a temperaturilor maxime în primele zile de prognoză va fi de 8-10 grade, iar minimele vor oscila între 1 și 4 grade. După 20 noiembrie, vremea se va răci, astfel de la o medie a temperaturilor maxime de 7-9 grade se va ajunge la 4 grade. Minimele vor fi preponderent negative, cu o medie cuprinsă între minus 5 și minus 2 grade. Cele mai scăzute valori urmând să se înregistreze după 26 noiembrie. Va ploua temporar în ziua de 17 noiembrie. În restul intervalului se întreved precipitații cu o probabilitate în creștere după data de 21 noiembrie. În Maramureș, în primele zile ale intervalului, media temperaturilor maxime va fi de 10-11 grade, iar a minimelor de 2 până la 5 grade, ceea ce caracterizează o vreme ușor mai caldă pentru a doua decadă a lunii noiembrie. Din 20 noiembrie, temperatura va fi în scădere, spre o medie a valorilor maxime de 4-5 grade. Minimele vor deveni treptat negative, cu o medie de la minus 3 grade la minus 1 grad. Cele mai scăzute valori urmând să se înregistreze după 26 noiembrie. Se vor semnala ploi slabe în noaptea de luni spre marți, 16 spre 17 noiembrie și în ziua de marți, 17 noiembrie. Probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată în perioada 21-24 noiembrie. În Moldova, valorile termice vor scădea accentuat de la o medie de 11-12 grade în prima zi a intervalului la numai 5-6 grade în 18 noiembrie. Nopțile vor fi relativ calde, raportat la normalul termic al perioadei, cu o medie acestora ce va oscila între 2 și 5 grade. În ultima decadă a lunii noiembrie, media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 4 și 6 grade, iar minimele vor fi în jur de 0 grade în intervalul 20-25 noiembrie și de la minus 3 la minus 2 grade spre finalul lunii. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în 17 și 18 noiembrie, când aria acestora va cuprinde cea mai mare parte a regiunii. În restul intervalului de prognoză, acestea se vor semnala pe arii restrânse, mai ales după data de 21 noiembrie. În Dobrogea, vremea va fi caldă pentru această dată în primele două zile ale intervalului, cu temperaturi maxime la nivelul regiunii în jur de 14 grade și o medie a valorilor minime de 5 până la 7 grade. Ulterior, temperatura va fi în scădere, iar până la finalul celor două săptămâni de prognoză, media maximelor nu va depăși 8 grade. Pe timpul nopților se vor înregistra temperaturi minime în jur de 3 grade, în intervalul 20-25 noiembrie și de 0-1 grad spre finalul lunii noiembrie. Probabilitatea de precipitații va fi în general redusă în cea mai mare parte a intervalului. Excepție va face ziua de 18 noiembrie, când ploile vor cuprinde cea mai mare parte a regiunii și izolat vor fi posibile cantități mai însemnate. În Muntenia, în primele două zile ale intervalului, media valorilor maxime se va situa în jurul valorii de 12 grade, apoi se va răci accentuat până la o medie regională de numai 6-7 grade, iar aceste valori diurne se vor menține fără variații semnificative până la finalul lunii noiembrie. Temperaturile minime vor fi ridicate pentru această
frumoasă perioada anului în prima săptămână, dar mai ales în zilele de 18 și 19 noiembrie, când se va înregistra o medie a acestora de 4-6 grade. În intervalul 21-25 noiembrie vor fi temperaturi minime în jur de 1 grad, iar spre finalul lunii media acestora va deveni negativă, la o valoare de minus 2 grade. În zilele de 17 și 18 noiembrie, aria ploilor va cuprinde cea mai mare parte a regiunii și sunt posibile precipitații și în restul intervalului, cu o probabilitate în creștere după ziua de 21 noiembrie. În Oltenia, în primele zile ale intervalului, valorile termice se vor situa în general peste mediile multianuale, cu maxime la nivelul regiunii de 11-12 grade și minime de 3 până la 6 grade. După data de 19 noiembrie, media temperaturilor maxime va scădea la 6-8 grade, iar minimele vor fi ușor pozitive la început. Apoi, în special după 26 noiembrie, media acestora va scădea până spre minus 2 grade. Vor fi ploi slabe în 17 și 18 noiembrie, dar sunt posibile precipitații și în restul intervalului, cu o probabilitate în creștere după 21 noiembrie. La munte, până în 20 noiembrie, valorile termice diurne se vor menține în general pozitive, cu o medie cuprinsă între 3 și 6 grade. Ulterior, se va produce o răcire a vremii, iar până la finalul celor două săptămâni de prognoză, temperaturile maxime mediate pentru întreg spațiul montan vor fi în jur de 0 grade. Nopțile vor deveni tot mai reci, astfel că de la o medie a minimelor ce va oscila între minus 2 și 0 grade la începutul intervalului, se va ajunge la valori în jur de minus 6 grade în a doua jumătate a intervalului. Aria precipitațiilor va cuprinde cea mai mare parte a zonei montane în 17 și 18 noiembrie. În restul intervalului, probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai redusă.